Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit la un nou videoclip în care reacționez la ținutele voastre preferate. Am decis să fac o serie din asta pentru că am văzut că v-a plăcut videoclipul anterior și mie îmi place foarte mult să reacționez la cum îmbrăcați. La fel ca data trecută, am primit o grămadă de poze de la voi și le voi nota de la 1 la 10 în funcție de cât de mult îmi plac. Iar la final voi anunța un câștigător, așa că, fără să mai lungim, hai să dăm drumul. Se pare că avem și un prim concurent. Ce-mi sare în ochi prima dată e ceasul. De asta este foarte bine să porți întotdeauna un ceas la mână, cu orice ținută. Îmi place că jacheta și tricoul sunt nuanțe diferite ale aceleiași culori și nu aceeași culoare. Îmi place că porți la gât și un lanț. Se pare că începem bine cu un 8.50. Uite un băiat care poartă un palton ca al meu. Nu știu dacă am fost inspirație pentru tine, dar chiar îți stă foarte, foarte bine. Și se pare că a observat asta și porumbei din spatele tău că văd că tot îți dau târcoale. Da, e o ținută de 8.50. Un lucru care nu-mi place la ținuta asta este că porți șosete cu imprimeu la Adidas. Șosetele cu imprimeu, văd că ai niște pinguini acolo sau nu știu, da, pinguini sunt. Șosetele cu imprimeu merg mai bine cu ceva mai elegant, cu un costum, dacă vrei să fii puțin mai diferit, să zicem așa, să ieși în evidență. Dar Adidas și ea sunt foarte sport, poți să mergi cu ei și la sală. Ăsta e cam singurul lucru pe care l-a schimbat eu la ținuta asta, deci un 7. E un lucru asupra căruia vreau să atrag atenția la poza asta. Ca să reușești să ai o imagine pozitivă, nu doar ținuta sau poziția trebuie să fie impecabile, ci trebuie să te folosești și de recuzită. El s-a folosit de o chitară și eu când văd poza lui mă gândesc, ia uite, băiatul ăsta știe să cânte la chitară. E tare, nu? Vreau să îl cunosc. Ăsta ar trebui să fie scopul pozilor, să intrige pe cel care se uită la ele și tu, fratele meu, ai reușit să faci exact asta. Bravo! Îmi place și atitudinea, îmi place și cum te-ai îmbrăcat. E o poză de nota 9 spre 9.50. La tine mi-a atras atenția jacheta asta care îmi place foarte mult, adică curelele alea la mână sunt ieșite din comun. E o ținută de nota 8. Bravo, băiatul meu, bravo. Frate, stă bine rău de tot, bine rău de tot. Mai ales dacă fără cuvinte, bravo. Îmi place lănțișorul ăla de la refer de aici, îmi place combinația asta cu gri și blomaren, mi se pare că e costumul. Îmi place vesta, are 4 nasturi. Ai asortat cravata cu batista. Asta e o ținută de 9.50. Nu chiar de 10, dar de 9.50, sigur. Avem în sfârșit și o fată. Nu știu ce părere să am despre rochia asta. Nu zic că nu-mi place, dar nici nu este o rochie care să te dea pe spate. Nu-mi prea place nici zgarda aia sau nu știu cum să o numesc la gât. Însă ai un lățișor, după cum văd eu, și ăla îmi place, poate mergea și o brățară. E o ținută de nota 7. Avem o ținută care e mai simplă de atât, nici că putea să fie, tenisi albi, pantaloni scurți negri, cămașă albă. Asta arată că poți să te îmbraci atât de simplu și să arăți atât de bine. Văd că ai și un cercel acolo, părerea mea că nu stă bine pe toată lumea, dar pe tine chiar te prinde. Asta e o ținută de nota 8.50. Fularul ăla e bombă, doar că îți lipsește ceva. Îți lipsește o geacă sau un palton. Și ținuta era completă, dar deocamdată este doar de un 7. Ai Adidas ca ai mei, dar nu-mi place deloc, nu-mi plac deloc pantalonii ăia. Îmi pare rău, dar nu arată bine. Se pare că sunt pantalonii lui Aladdin sau ceva de genul. Însă jacheta și tricoul sunt ok, Adidas și sunt ok, am recomandat și eu un videoclip cu pantofi. Dar pantalonii aia strică tot, așa că e o ținută de 6. Vă aduceți aminte mai devreme când spuneam că trebuie să te folosești de recuzite și de ce e în jurul tău ca să iasă o poză cât de cât bună? E bine, ăsta nu e un exemplu atât de reușit, pentru că nu pune în valoare nici mașina, poate că mă gândesc că vrei să-ți arăți mașina, dar nici ținuta ta. Părerea mea că nu e o poziție naturală și nu e o poziție, așa cum am zis, nu e o poziție care să te pună pe tine în valoare și nici mașina în caz că vrei să-ți arăți mașina. De aceea e o poză de 6.50. Și a sosit momentul să anunț câștigătorul ediției a doua a seriei și anume, tobele vă rog, Dani Ivan! Bravo, băiatul meu, tu ai câștigat ediția aceasta, deocamdată fără premii, dar vreau ca în următoarele videoclipuri să acord și ceva câștigătorilor pentru că merită. Am reușit să reacționez doar la vreo 10% din pozele pe care mi le-ați trimis, dar să fiți siguri că m-am uitat la toate. Și lucru care îmi place cel mai mult la seria asta este că nu numai eu vă inspir pe voi, ci și voi mă inspirați pe mine, pentru că am văzut o grămadă de ținute super șmechere pe care
s-ar putea să le încerc și eu o dată sau de două ori. Nu vă lăsați descurajați, pentru că s-ar putea să câștigați voi următoarea ediție. Așa că trimiteți-mi poze în continuare. Da, oameni, cam acesta a fost videoclipul de astăzi. Dacă v-a plăcut și v-a fost de ajutor, vă rog frumos să-l distribuiți mai departe, să vă abonați, bineînțeles, dacă n-ați făcut-o, și să-mi dați un follow la Eddie Advice pe Instagram, unde puteți, bineînțeles, să-mi adresați orice fel de întrebare legată de viața voastră personală, iar eu voi încerca să vă ajut. De asemenea, dați follow și la Sticker, de unde puteți cumpăra stickere personalizate cu doar 2 lei, livrare gratuită în Craiova și 10 lei în afara Craiovei. Se pot lipi pe aproape orice suprafață, pe caiet, de pe penare sau chiar pe laptop. Și acestea fiind spuse, până data viitoare, nu uita, pune eu reușită, nu rateu! Pa, pa!